Ce-i cu astea? Salutare internet, Nico aici. Da, m-am mutat. Dacă m-ați urmărit pe Facebook sau pe YouTube Community, am postat o poză cu biroul meu gol, chiar în ziua în care am plecat de acolo. Aici, în locul ăsta nou, încă n-am masă de calculator, deci acum filmez temporar pe un fel de minibar. Ah, și încă n-am net. O să vină băieții să-mi pună în câteva zile, dar dacă voi vedeți clipul ăsta, probabil am bătut deja pe cineva pe stradă ca să iau telefonul să-i folosesc datele mobile. Trebuie să pun clip, așa că nu vă abandonez, ok? Încă nu plec de aici. Motiv pentru care am mai scârmat un pic prin propunerile voastre și am ales cea mai umană propunere de acolo. Dacă în desenul normal ai o foaie goală și începi să pui chestii pe ea, astăzi o să desenăm fix invers. O să umplem toată foaia cu negru și o să încerc să șterg din negru ăla ca să desenez ceva. A remarcat cineva gunoiul de acolo de sus? De acolo? Bun, că presupun că nu-l văzuseți, dar acum că v-am sesizat că ăla e gunoi, o să vă uitați numai la el tot clipul. Am ajuns în deja destul de familiarul Photoshop, unde am deschis un document nou și pe care îl umplu chiar acum cu negru. Asta nu e negru. O să am două layere principale, unul o să fie layerul ăsta negru din care urmează să șterg și o să mai am dedesubt un layer alb ca să vedem ceva. Ideea, dacă sunteți foarte confuzi ce urmează să fac, ideea principală e că nu desenez cu alb pe negru, ci șterg din negru încât să rămână alb. Dar Nicu, dar este fix același lucru din moment ce se vede alb. Taci din gură! Nu e același lucru pentru că eu pot să iau partea aia neagră care să rămână și să pun o altă culoare în spate și desenul meu brusc nu o să mai fie alb, o să fie altă culoare. Dar puteai să-i schimbi culoarea folosind Hue and Saturation. Taci din gură! Nu ăsta e scopul clipului, să schimb culoarea desenului, ci să-l fac folosind radiera. Flow-ul, ne jucăm cu flow-ul. Pentru desenul ăsta m-am gândit să facem ceva sugestiv pentru culoarea asta de negru, așa că m-am gândit să luăm un fel de obiect și să-l facem să pară că e în foarte multă umbră și el cumva o să facă un fel de pop-out din imagine. Primul lucru care mi-a venit în cap a fost un craniu, așa că o să încerc să șterg din desenul ăsta încât să obțin un craniu cât pot eu de realist. Folosind setările astea cu flow foarte mici, o să încep să... Nope, nu să am probleme cu asta. O să încep să dau o mică formă de craniu în partea asta, ștergând într-o manieră foarte transparentă din imagine. O să încep să definez cât mai bine forma craniului ăsta. N-am fost niciodată bun la desenat cranii. Eu nu desenam cranii când eram copil. Eu desenam păpuși și apoi le îmbrăcam. O să fie undeva așa pe centru. Aici o să fie un mic maxilar și... pe aici o să fie... No, ceva de genul ăsta. O să încep să și umplu zonele astea. De fapt, nu să le umplu, pare că le umplu cu alb, nici măcar eu nu-mi dau seama. O să încep să șterg, de fapt, din partea aia neagră. Foarte blurat așa și foarte, foarte, foarte neintens. Asta vreau, de fapt, să zic. Încercând să dau forma asta de... Nu formă, să dau impresia de lumină. Pentru că craniul este rotund și lucios. O să încep să-i definesc aici partea asta de nas, unde cumva o să fie un fel de gol, dar ce pe lângă nas captează foarte, foarte multă lumină. Oare am voie să revin să desenez cu negru, unde am șters din greșeală? Presupun că da. Dar pentru moment o să încerc să fac cât mai mult din desenul ăsta doar și doar din radieră, ștergând constant din negru ăla și dacă am șters ceva... Asta nu e no undo challenge, deci presupun că pot să revin cu negru să corectez ce am stricat. Spre exemplu, toată partea asta pe care eu am șters-o ar cam trebui să... să fie acoperit un pic de negru. Bun, acum că am umbrele astea mari, o să încep să încerc să definesc niște zone mai... un pic mai definite de alb. Precum partea asta superioară a ochiului, până pe aici. O să mai umplu un pic cu negru, pentru că am șters mai mult decât trebuia. Revenim la gumă. Eu tot mă concentrez să nu apăs din greșeală pe brush să desenez cu alb în loc de să șterg. Și o să-i definesc și aici partea asta superioară a ochiului drept. Ochiul stâng, e de fapt stângul lui dreptul, așa-l vedem noi dreptul. Aici o să mai revin cu un pic de negru, pentru că nu-mi place că am șters un pic cam mult. Un mic dezavantaj la tehnica asta, adică la provocarea asta mai degrabă, e că automat nu o să pot să folosesc mai multe layere, pentru că nu am cum, efectiv, pentru că în spate nu se vede nimic altceva.
Deci n-am cum să șterg din craniu pe un alt layer, din moment ce alt layer nu există. Încerc și să șterg cât mai uniform, în așa fel încât să rămân cu niște bucăți solide de culoare albă. Aici, da, cum am zis, o să umplu mare parte din maxilarul ăsta, pentru că nu e chiar pe unde mi-aș dori eu să fină. Nu e chiar pe unde mi-aș dori eu să vină. O să-l definim mai bine în momentul în care încep să-i pun niște dinți. O să mai cresc un pic din harness-ul ăsta. O să încerc să-i pun niște dinți cât mai exacti. O să încep să-i desenez așa lumina de pe dinți și apoi mai târziu o să-i definim un pic mai bine. Ok, arată decent, adică mie îmi place. Acum că avem niște umbre făcute așa în mare parte, adică nu umbre, de fapt am desenat niște lumini, o să încep, după ce mai acopăr un pic din partea asta, o să încep să adaug niște lumini mai exacte și un pic mai dure decât până acum. O să schimb într-un eraser un pic mai dur, care o să-mi creeze niște linii mai, ceva mai, cum să zic, o să șterg mai mult deodată. Cred că ar trebui să fac un fel de mică poveste fiecărui clip. Povestea asta se va numi Dispariția layerului negru. Povestea începe cam așa. Acesta este George, layerul negru, care se află captiv în Adobe Photoshop, cel mai horror program pe care l-am întâlnit până în momentul respectiv. N-am nimic cu voi, Adobe, e ok, e doar o poveste, glumeam. Și stând el așa, layerul negru, nicio glumă rasistă n-a fost intenționată, își zise el: ah, ce mi-ar plăcea să dispar! Din întâmplare, calculatorul în care layerul negru din Photoshop era captiv se întâmplă să fie aparținut unui desenator foarte, foarte, foarte bun, celui mai mare desenator din toate timpurile. Nu mă refer la mine, n-o să zic că îi aparținea lui Nicu Mihai. Calculatorul era al nimănui altuia decât lui Bicu Mumbai. Bicu Mumbai, cel mai mare desenator din toate timpurile, văzu atunci cât de trist este layerul negru și spuse: hei, layerule negru, nu ai vrea să te fac frumos? La care layerul negru zise: nu, aș vrea să mă fac să dispar. Bicu, în momentul respectiv, își dori din tot sufletul să-l poată ajuta în vreun fel pe layerul negru. Așa că se gândi și trecură 7 nopți și 7 zile. Trecură apoi 7 luni în care Bicu Mumbai n-a mai postat nimic pe canalul său de YouTube cu 60.000 de abonați. Nu zic că personajul acesta sunt eu, nu sunt eu, e bineînțeles Bicu Mumbai, nu Nicu Mihai. N-a mai postat nimic pe canalul său de YouTube în încercarea găsirii unei idei de a-l salva pe layerul negru de la moarte. Așa că într-o zi sclipitoare, împreună cu un videoclip pe YouTube, chiar în ziua în care l-a postat și a văzut că a făcut foarte mulți bani din el, lui Bicu Mumbai îi veni fantastica idee să înceapă să șteargă din layerul negru bucăți, încât să-l facă mai frumos. Și spuse: uite, pot să șterg din tine și prin tine să se... ce fac mai aici? Opriți-mă, vă rog. Din tine pot să fac artă. La care layerul negru îi zise: na, ok. Și începu astfel să sculpteze la el 7 zile și 7 nopți, încercând să-i găsească o formă frumoasă și un nume atrăgător. Dar Bicu nu avea deja un nume? Scheletul, taci din gură, zise Bicu. Și schimbă prin 10 de brașuri și razeruri până când ajunse la forma ideală. O să o vedeți mai târziu un clip. Salvă proiectul cu layerul negru, făcu un print screen și îl arătă. Îi spuse layerului negru: asta este noua ta înfățișare. Da, și povestea n-are sfârșit. De aici, dacă vreți, o continuați voi în comentarii. Bun, nici nu mai știu ce am desenat cât am povestit aici. Am rămas la dinții ăștia pe care îți trească să-i mai intensific așa un pic în partea aia. Ok. Și până acum avem un craniu ok, nu e fantastic, dar avem un craniu decent pe care o să-l și denumim. Am uitat cum i-am zis în poveste, cred că i-am zis Georgel sau George, ceva de genul ăsta. O să caut și o să și pun aici cu steluță de fiecare dată când o să zic Georgel, dacă am zis greșit. Dacă n-am zis, nu, e bine. O să schimb acum eraserul ăsta într-unul destul de solid. Și totuși cu un flow micuț o să ștergem bine de tot toate părțile astea unde... Auziți și voi? Păi să putea? Arată un pic ciudat. Cred că o să o las așa. Și bineînțeles aici, în partea asta super mega umbrită, o să avem niște părți foarte, foarte deschise la culoare pe marginea aceasta fantastică a ochilor.
La fel o să procedez și aici cu dinții, o să fie super, super, super conturați, conturați aproape perfect, inclusiv o parte din asta mijlocie a fostului maxilar, n-am altfel cum să-l numesc, ce creepy sună. Fostul maxilar al lui Georgel, de fapt actualul maxilar al lui Georgel, că înainte era doar un layer negru. În cazul în care n-ați observat, dinții ăștia sunt diferiți, pentru că și noi în gură avem dinți. Da, avem dinți diferiți în gură, adică n-arătă toți la fel. Ca să nu apară întrebări cu dinții aia nu se gali. Păi da, mai ștergem încă un pic ca să obținem un alb cât mai alb. Partea de sus e suficient de deschisă la culoare. Iar ca ultime detalii pe care eu vreau să le adaug, o să fie să creez un fel de textură cât mai interesant așa din pete micuțe, pentru că un craniu de obicei e deteriorat de timp și are pe el tot felul de chestii. Poate chiar și niște crăpături în craniu, ceva de genul ăsta. Ia să vedem dacă merge. Oh, arată ok, mie-mi place. Wow, ok, crăpăturile era ce lipsea desenului. Arată de parcă am făcut un fel de fum pe aici. Ia să încerc să fac niște fum pe lângă craniul ăsta. Ok, arată drăguț. Cred că prima dată o să fac niște fum din ăsta mai dispersat așa, mai disperat. Și în centru, bineînțeles, avem fantasticul nostru craniu care plutește în neant și pe care dacă nu o să-l legăm de ceva o să dispară în plin spațiu cosmic. Cred că o să pun aici capăt desenului ăsta după ce o să-mi aduc logo-ul cu ajutorul căruia o să șterg efectiv din desen, deci acum și logo-ul este de fapt transparent în locul ăla acolo, deasupra căruia, tot prin ștergere, adică folosind eraserul, am să mă semnez. Da, cam ăsta e desenul de astăzi, bazat pe provocarea voastră de a desena folosind guma de șters. Mersi fain dacă v-ați uitat până la finalul videoclipului ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla. Nu e mai multe butoane, e un singur buton. Mersi tare mult că v-ați uitat până la finalul videoclipului ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla cu deget mare în sus ca să-mi propulsați videoclipurile în secțiunea de recomandate a altor persoane. Apăsați chiar aici sub clip, aici jos, butonul ăla de subscribe și nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificări din joi în Paște când postez. Mă găsiți pe Facebook, pe Facebook profil personal și pe Instagram unde mi-am reînceput activitatea și o să încep să postez câte despot. Despot. M-ați prins ca cântărețul despot. Pentru moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine! N-am fost niciodată fantastic la am tăiat aici, bun. Și tăiem. Tăietură, Nicu, să nu uiți. Nicu din viitor care o să monteze clipul ăsta. Cu tine vorbesc.